O, dar bună, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Clipul de astăzi are două scopuri foarte importante pentru mine. În primul rând, vreau să vă reamintesc de faptul că astăzi, marți, 25 aprilie, de la ora 18:30, 6:30 după amiaza, mă găsiți live pe About You împreună cu Emanuel, iubitul meu. O să vă prezentăm ținute de primăvară, atât pentru el cât și pentru ea. Este o colaborare foarte dragă mie, asta pe care o am împreună cu cei de la About You. Și este un proiect de suflet pentru că mă lasă să îl fac împreună cu iubitul meu. Este deja o activitate pe care noi o facem de ceva timp. Suntem, cred că, la al cincilea live și ne bucurăm de fiecare dată când vedem că sunteți alături de noi. Așa că dacă vreți să mă susțineți, puteți să intrați astăzi pe live. Contează acolo să avem cât mai multe vizualizări și să intre cât mai mulți oameni pe platforma About You. Așa că dacă vreți să mă susțineți și să fiți acolo alături de mine și alături de iubitul meu, Emi, vă aștept cu cel mai mare drag. Găsiți linkul pentru a intra în bara cu descriere. Și v-am zis, live-ul începe de la ora 18:30, deci ar însemna foarte mult dacă v-ați lua un picuț din timpul vostru ca să fiți alături de noi, o să răspundem la întrebări, puteți să ne puneți acolo ce întrebări vreți, o să fim practic live, puteți să mă întrebați despre tendințe, despre haine și așa mai departe și o să căpătați și un picuț de inspirație, dacă vreți, atât pentru ținute masculine cât și pentru ținute feminine, deci dacă vreți să fiți alături de mine și Emi vă aștept astăzi de la ora 18:30 live pe About You. Și în al doilea rând vreau să vă arăt ce haine de primăvară am reușit eu să găsesc pe About You. Cu toate că vremea de afară este groaznică astăzi, este luni când filmez, este luni 24 aprilie și este extrem de norat. Cu toate că în weekend ne-am bucurat de o vreme excelentă, astăzi este foarte norat, așa că am decis să combin rozul cu roșu închis, pentru că am așa două stări astăzi, cu toate că sunt extrem de bucuroasă să vă prezint toate colorăciunile pe care le am aici lângă mine, pentru că am foarte multe lucruri colorate. Vreau să vă prezint și ceva ce place mie foarte mult din ce și-a ales Emi. Și da, haideți să începem. Să știți că nu o să fie un clip de tip try-on, pentru că vreau să intrați în live, să vedeți cum vin hainele astea pe mine și la fel și pentru link-uri, dacă intrați în live, o să găsiți acolo toate link-urile spre toate articolele pe care urmează să le menționez în acest videoclip. Deci da, haideți să începem, zic. Să știți că cei de pe About You au Bershka. Recent, cred că de câteva luni, au introdus Bershka pe About You, Bershka și Pull&Bear și sunt extrem de încântată de acest lucru, pentru că dacă se epuizează stocurile în magazinele Bershka sau pe site-ul Bershka de la noi din țară, s-ar putea să mai găsiți articolele pe About You. Așa s-a întâmplat și cu această gentuță. E superbă, deci este, știți pe mine cu inimile mele că îmi place tot ce are inimioare și buline. Așa că atunci când am văzut geanta asta în formă de inimă, am zis că trebuie să fie a mea. Are două tortițe, după cum observați, care sunt detașabile, cred. Da, ambele sunt detașabile, da, puteți să le dați jos, vedeți aici are un cărlig din ăsta și puteți să alegeți să păstrați ambele tortițe sau doar una dintre ele. Mie îmi place foarte mult cum arată așa, dacă o ține așa și are și tortița asta atârnată, mi se pare că arată tare cool. Este în nuanța asta de alb și are textura asta quilted, așa, de canapea, dacă vreți, și în interior este destul de spațioasă, având în vedere că este o gentuță destul de mică, să știți că este destul de spațioasă în interior. Are bareta asta, o puteți purta pe umăr sau crossbody, mi se pare o geantă tare fun și foarte deosebită, dar care în același timp este foarte ușor de purtat, deoarece este albă și credeți-mă că albul primăvara, vara, în sezonul cald, în general, se potrivește la absolut orice și eu sunt mare fană alb, mai ales că eu mă îmbrac mai colorat în sezonul ăsta de primăvara, vara, în sezonul cald, mă îmbrac destul de colorat și atunci să am o geantă albă care merge la orice este super bine, mai ales că este și basic, dar este și deosebită în același timp din cauza formei de inimioară. Un alt articol pe care l-am și de care sunt foarte încântată și care îmi lipsea cu desăvârșire din garderobă este sacoul roz. Nu știu ce am în ultimul timp, dar am o mică obsesie cu rozul ăsta pudrat. Sacoul ăsta nu este neapărat un roz pudrat, cu toate că pe About You părea un picuț mai deschis la culoare, din punctul meu de vedere. Este un fel de bubblegum pink, dacă este să pun punctul pe i, un fel de gumă de mestecat. Îmi aduce aminte de culoarea gumei de mestecat, aceea de la Hubba Bubba. Dar îmi place foarte mult, să știți că
Chiar dacă este o culoare un picuț mai țipătoare, eu mă așteptam să fie ceva gen bluza pe care o am pe mine, care, apropo, este de la Zara, dar este de anul trecut, nu știu dacă o mai găsiți. Poate dacă încercați pe Vestiar Colectiv s-ar putea să o mai găsiți. Este totuși foarte ușor de purtat, pentru că acest roz se potrivește cu primăvara și cu toate florile înflorite din primăvară, cu toate că mai un pic și trecem direct în vară, dar un sacou cred că este nelipsit din garderobă, să știți că deja a tentat Mira la el, să nu vă mire faptul că l-am lăsat eu pe unde nu trebuie și Mira, bineînțeles că a atentat la el, ce să-și facă, mi l-a stricat un picuț, dar nu contează. Este un sacou foarte drăguț, o să încerc eu să-l repar acolo, să tai ațele și firicelele astea care ies din el. Ce poți să faci? Este o pisică, nu ne putem supăra pe ea, până la urmă ea este mult mai importantă. Dar sacoul ăsta este tare drăguț și chiar o să-l propun într-o ținută foarte lejeră cu o pereche de denim. Intrați în live să vedeți despre ce este vorba. Cred că sacourile astea sunt foarte interesante, sacourile astea la un nasture, la astea mă refer, care sunt un picuț largi și oversize, pentru că ăsta este croiul. Sunt foarte interesante că pot fi purtate doar cu un maiou pe dedesubt sau cu o bustieră pe dedesubt, depinde de gradul vostru de încredere în sine. Cred că arată foarte bine un sacou din ăsta numai cu un maiou pe dedesubt sau cu ceva așa foarte mic, care să nu se prea vadă că ai ceva pe dedesubt, și cu o pereche de denim din acela larg, cred că arată foarte actual și foarte fresh în același timp. Deci, da, sacou roz, de-abia aștept să încep să îl port, pentru că după câte ați observat, nu l-am portat, că încă avea etichetă. Un alt lucru pe care deja l-am purtat și am abuzat de el, că tot către această geacă îmi vine să întind mâna, este o geacă cropped, este de la Bershka și să știți că are un preț foarte accesibil pe About You. Ce-am uitat să vă menționez, foarte important, dacă intrați în live, o să avem pregătit pentru voi și un cod de reducere. Codul de reducere am voie să îl dezvălui doar atunci când o să fim în live, așa că nu pot să vi-l spun aici. Intrați în live să vedeți despre ce este vorba și codul este valabil doar astăzi, 25 aprilie, din câte știu eu cel puțin. Deci vă aștept în live dacă vreți să aflați care este codul și să profitați poate de o reducere, dacă vreți să vă puneți o comandă astăzi pe About You. Bun, să revenim, această geacă cropped de la Bershka mi se pare atât de versatilă și atât de ușor de purtat, efectiv cu toate rochiile se potrivește, cu toate ținutele de primăvară se potrivește. Mie îmi place foarte mult denimul ăsta deschis la culoare și geaca asta este absolut perfectă, fiind și cropped îmi accentuează talia, care este cea mai mică parte a corpului meu și mă face să par un picuț mai slim decât sunt și duce parcă ținutele într-o zonă așa casual, dar totuși cool în același timp, pentru că este și scurtă, este actuală, este lărguță, arată foarte bine, v-am zis, și vine și la un preț foarte, foarte bun, cred că este în jur de 130 de lei, ceva de genul, și cu codul de reducere o să o luați și mai ieftin în cazul în care vă doriți și mai vine pe încă 3 nuanțe, depinde acum și de gusturile voastre în ceea ce privește culorile denimului. Am aici o rochie pe care deja am purtat-o tot weekendul. Am ieșit pe afară sâmbătă, am ieșit pe afară duminică și am purtat rochia asta în fiecare zi. Este foarte, foarte lejeră, este o rochie maxi, mie la 1,60 îmi vine aproape lungă până în pământ și îmi place extrem de mult să o combin cu geaca pe care v-am arătat-o mai devreme și o pereche de sneakers. Intrați în live dacă vreți să vedeți despre ce, dacă vreți să vedeți ținuta asta pe mine, mi se pare o ținută atât de cool și atât de effortless și să știți că această rochie, dacă nu sunteți neapărat fanul combinației de roz cu roșu, cu toate că mie mi se pare o combinație atât de vărată, că și atât de fresh și atât de colorată, extrem de frumoasă, și să știți că dacă este o rochie este destul de ușor de purtat, pentru că nu trebuie să faceți voi nicio combinație, puteți să puneți doar rochia asta pe voi, o jachetă de denim pe spatele vostru, care by the way, denimul mi se pare că se potrivește foarte bine cu roșu și cu roz. Și sunteți asigurate, pentru că v-am zis, este o rochie și nu trebuie să vă gândiți la cine știe ce combinații, deci este ușor de purtat și dacă vă doriți să purtați ceva colorat și nu știți neapărat de unde să apucați zona asta colorată sau nu știți cum să combinați culorile între ele, dacă vă luați o rochie, ați rezolvat toată problema, pentru că practic o puneți pe voi și aveți o ținută colorată. Ador rochiile din punctul ăsta de vedere și de-abia am așteptat să vină primăvara ca să încep să le
port din ce în ce mai mult, pentru că eu sunt mare fană fuste și rochii, doar că în sezonul rece, bine, pot să port și în sezonul rece, dar parcă primăvara și vara ele strălucesc cel mai mult. Să știți că această rochie este de la firma Yas, este o firmă foarte, foarte faină, care are niște materiale foarte frumoase și o calitate super bună a produselor. Și această rochie vine în foarte multe culori, cred că încă cel puțin 10 variante de culori și variante de imprimeuri are această rochie, este superbă, mie îmi place foarte, foarte mult și v-am zis, deja am purtat-o de 2 ori și nu mă mai pot sătura de ea, s-ar putea să mi-o mai iau că mai este și pe alb cu negru, tot așa cu dungi și cred că și aceea o să arate foarte bine, s-ar putea să atentez și să mi-o iau și pe aceea. Vă ziceam de rochii și fuste, am zis să-mi iau și ceva un picuț mai simplu, pentru că eu vreau să vin pe About You în live-urile astea și să propun idei de ținute pentru mai multe stiluri vestimentare. Stilul meu, într-adevăr, este unul colorat, dar parcă poate nu toată lumea gustă acest stil, așa că îmi doresc să am propuneri de ținute și pentru cei care se îmbracă poate un picuț mai monocrom, un picuț în culori poate mai neutre, așa că am zis că și mie oricum îmi lipsește din garderobă o astfel de fustă, așa că am adăugat-o în coș. Este o fustă scurtă, într-o nuanță așa de gri petrol, foarte frumoasă nuanța de gri, care din punctul meu de vedere se potrivește foarte bine cu roșu, se potrivește foarte bine cu roz deschis, se potrivește cu alb-negru, bineînțeles, cu verde, cred că merge iar foarte bine, numai nu o combinați cu galben. Dacă vreți să fiți în tendințe, nu combinați griul ăsta închis cu galben, deoarece este o combinație destul de fopa anul acesta, pentru că au fost culorile anului, nu mai știu exact ce an, dar o să vă las inserat pe ecran anul în care griul și galbenul au fost culorile anului, date de Pantone, bineînțeles. Și nu se mai poartă anul ăsta, deci stați deoparte de combinația de gri cu galben, dar în rest puteți să combinați griul cu orice altă nuanță. Să știți că și fusta asta este foarte accesibilă, la fel. Eu vin pe live-urile About You, nu să mă laud cu uitați ce rochie de 1500 de lei mi-am luat, pentru că, da, într-adevăr, avem un voucher de cumpărături de care noi ne achiziționăm lucrurile pe care le dorim să le prezentăm, dar nici nu vreau să vin să epatez. La fel, vreau să vă propun ținute pe care voi să vi le permiteți, ținute care să fie accesibile din toate punctele de vedere și care să se potrivească pe mai multe stiluri, așa că această fustă, în cazul în care vă place, vine și pe mai multe culori și este și la un preț foarte accesibil, este până într-o 100 și ceva de lei, deci nu este ceva foarte, foarte scump. Îmi place mult, are un elastic în talie, s-ar putea să-mi fie un picuț mare, sinceră să fiu, dar numai mărimea asta o mai aveau, care este mărimea 40, oricum, și dacă este un picuț mare, se rezolvă cu o centură în talie. Cred că o să arate foarte bine și mi-a plăcut foarte mult că are buzunare. Următorul top pe care îl am aici este un top pe care l-am gândit cu fusta de mai devreme. Este un top în stilul milkmaid sau în stilul hangiță, văcăreasă, cum vreți voi să-i spuneți în română. Este un stil reprezentativ perioadei calde din punctul meu de vedere și aceste genuri de topuri eu cred că strălucesc cel mai bine undeva la în vacanță, dar am zis să vă propun și ceva de genul, pentru că eu, sinceră să fiu, sunt destul de îndrăzneață să port un astfel de top cu o pereche de jeans, mi se pare că arată foarte bine, sau cu o fustă plisată, de ce nu? Ieșind prin oraș, nu neapărat în vacanță. Îmi place foarte mult din cauza umerilor bufanți. Știți că eu am un mic complex cu brațele mele și nu sunt aici să vi-l ascund, sunt aici chiar să fiu cât se poate de reală în fața voastră. Am un mic complex în ceea ce privește brațele mele, așa că atunci când vine primăvara-vara și vreau să port topuri, să știți că eu apelez foarte mult la topurile care au mâneci bufante sau topurile care au mâneci în general, pentru că acestea mă avantajează cel mai mult pe mine. Un top care are o parte din asta de trunchi foarte mulată, pentru că eu sunt foarte mică în zona asta și în zona taliei, și mâneci bufante, mi se pare că pe mine mă avantajează cel mai mult. Să știți că aici, în interiorul acestui top, care este și el foarte accesibil de altfel, este ceva tafta, cred, care face mâneca să stea foarte, foarte bufantă. Delicios este topul ăsta. Este de la firma asta, să vedem, Miss Up, și eu îl am în nuanță, în mărimea 38. Foarte mult îmi place, se potrivește cu o grămadă de chestii, atât cu fusta pe care v-am arătat-o mai devreme, cât și cu o pereche de blugi, cât și cu o fustă plisată, foarte multe opțiuni de a-l purta. Haideți să ne păstrăm tot pe partea asta feminină și să mergem în continuare cu o rochie. O rochie la fel, în stilul milkmaid, aș putea să spun, în stilul ăsta de hangiță, doar că într-o culoare solidă.
Este superbă. Culoarea asta de roz, adică nuanța asta de roz este absolut delicioasă. Este o nuanță de roz care duce puțin înspre violet, înspre un lila, așa. Este un roz un picuț mai rece. Dar ce-mi place mie cel mai mult la ea este partea asta din față. Ia uitați-vă ce decolteu frumos și feminin are aici în partea din față și ce cupe frumoase are. Nasturii ăștia nu sunt funcționali, dar adaugă foarte multă personalitate. Mânecile bufante, din nou, sunt extrem de frumoase și la spate să știți că se ajustează cât vă doriți voi. Este la fel, la un preț destul de accesibil și este de la firma Dorothy Perkins. Așa se scrie, este o firmă pe care eu am descoperit-o destul de recent pe About You și de care m-am îndrăgostit pentru că promovează un stil foarte feminin. Este o... În rest, dacă este să ne uităm la partea de rochie... În rest, dacă este să ne uităm la partea de fustă a acestei rochii, este foarte frumoasă și are și... Este midi, are un volan aici în partea de jos și un decupaj. Extrem, extrem de frumoasă această rochie și eu aș vedea-o purtată cu niște ciocate albe, cred că ar arăta foarte, foarte bine. Mai am încă o fustă să vă prezint, o fustă de care eu sunt extrem, extrem de încântată. Când am văzut-o, am zis că trebuie să fie a mea. Genul acela de articol care, dacă sunteți pasionate de imprimeuri și culori, nu trebuie să vă lipsească din garderobă. Pentru că această fustă merge purtată cu absolut toate culorile care se regăsesc în imprimeul ei. Merge cu mov, merge cu roz, merge cu negru, bineînțeles, cu verde, cu bej, cu portocaliu, chiar dacă sunteți un picuț mai îndrăsnețe. Este o fustă plisată care are o parte de... voal, așa un picuț mai transparentă și o parte de jupă neagră pe dedesubt. E superbă. Eu mă gândesc să o port și să o prezint în acest live cu o maletă neagră, dar și cu o bluză pe care vreau să vă arăt în câteva secunde. Dar să știți că asta nu este neapărat extrem de accesibilă, este în jur de 400 de lei, dar dacă vă place, eu zic sincer să fiu că merită, pentru că este un articol deosebit. Este un articol care vă poate scoate din anonimat, este un articol statement în garderoba voastră și dacă sunteți ca și mine și preferați sau vă plac fustele plisate, eu zic că e o fustă absolut superbă și extrem, extrem de deosebită. Materialul este unul foarte fain și... Brandul este Culture. Eu o am în mărimea L, dar să știți că îmi pare rău că am luat-o în mărimea L, pentru că sunt sigură că și M-ul mi-ar fi venit și poate mi-ar fi venit un picuț mai bine. Sincer să fiu, s-ar putea oricum să dau retur de această fustă și încă o pereche de blugi pe care vreau să vă prezint un picuț mai încolo. Pentru că livrarea și returul sunt gratuite, iar dacă nu vi se potrivește o mărime, puteți să efectuați returul absolut gratuit pe About You și să vă recomandați mărimea potrivită. Foarte frumoasă mi se pare, dar v-am zis să aveți grijă la mărime, pentru că elasticul ăsta din talie, să știți că nu este foarte strâmt. Eu la asta m-am gândit că elasticul o să fie strâmt, dar nu, din contră, este un elastic destul de lărguț. În rest, este o fustă absolut superbă, este ceva care atrage privirile mai mult ca sigur și care se potrivește foarte bine și pentru fetele sau femeile care se îmbracă un picuț mai elegant, dar și pentru cele dintre noi care optează pentru un stil mai jucăuș. Foarte frumoasă este și vă ziceam că mă gândesc să o combin cu o bluză neagră, cu o maletă neagră, dar și cu această cămașă. Această cămașă seamănă destul de mult cu ce am pe mine, doar că diferă din punct de vedere al materialului. Ce am pe mine este un fel de voal deschis, transparent, voiam să zic, și această cămașă este un fel de raiat. Este un fel de jeans, material din acela de jeans raiat. Nu știu, cred că știți despre ce este vorba. Dacă ați crescut în perioada de 1990-2000, sigur știți despre ce este vorba, pentru că părinții noștri mereu ne cumpărau jeans din ăsta de raiat și nu ne plăcea absolut deloc, iar acum, personal, eu sunt nebunită de acest material. Mi-a plăcut foarte mult că am găsit o cămașă în materialul ăsta și mi-a plăcut foarte mult culoarea. Vă ziceam de sacoul de mai devreme, culoarea asta mă așteptam să fie și sacoul de mai devreme. Uite că am aici o mânecă de sacou și am aici cămașa. Mi-aș fi dorit ca sacoul să fie în această nuanță, dar mă rog, îmi place foarte mult această cămașă. Este într-un roz foarte feminin și îi dă feminitate și gulerul ăsta. Nu este detașabil, dar este extrem, extrem de drăguț și mânecile sunt și ele foarte interesante. Următorul articol pe care îl am, haideți să vă arăt ceva de la Amy. Să știți că și el o să aibă ținutele lui, nu am adus articolele
pe care urmează el să le prezinte în live, pentru că, sincer să fiu, nu știu pe unde le-a pus, că le-a integrat deja în garderoba lui, dar am reușit să găsesc o pereche de pantaloni și vreau să vă vorbesc foarte rapid despre un compleu sau un costum pe care Amy l-a găsit pe About You și care este perfect pentru băieții sau bărbații care preferă să se îmbrace poate un pic mai colorat, dar nu foarte colorat. Lui Amy nu este frică să experimenteze cu culori, dar nici nu vrea neapărat să se îmbrace extrem de țipător, iar când am văzut compleul ăsta amândoi, am zis wow! Într-adevăr, este un picuț pe partea mai scumpă, dar este extrem, extrem de frumos. Dacă aveți un domn în viața voastră sau chiar voi sunteți niște bărbați care vă uitați la acest videoclip, să știți că noi, adică eu și Amy, recomandăm acest compleu pentru că este absolut genial. Este într-o culoare de verde fistic superbă, este într-un material superb, vă ziceam de materialul de raiat de mai devreme. Foarte frumoasă nuanță, să știți că vine și pe bej și mai vine cu o cămașă din exact același material și exact aceeași culoare, care Mira mișcă cutia. O să se și urce pe cutie. Auleu, auleu! Poți să stai, dar ai grijă cum stai să nu cazi. Ce se întâmplă? Da, haideți să continuăm. Vă ziceam că are o cămașă această pereche de pantaloni, o cămașă care se potrivește perfect cu un tricou alb pe dedesubt și ați asigurat o ținută de primăvară, masculină în același timp, dar și colorată. Ni se pare o ținută foarte faină pentru domni, bineînțeles, și o să o prezinte Amy pe lângă alte ținute pe care o să le aibă în live, doar că v-am zis că asta este singurul articol pe care l-am găsit dintre toate articolele pe care el și le-a comandat. Și mai am două articole să vă prezint, două articole de denim. Știți că m-am îndrăgostit în ultima perioadă de denim și tot ceea ce înseamnă tot felul de accesorii, bluze din denim, salopete, dar și blugi în general. Și mi-am comandat aici o pereche de blugi care, din păcate, sunt destul de mari. Eu am probat în magazin niște blugi similari care erau mărimea 40, cred că erau chiar acest model, și am vrut să mi iau în mărimea 42, doar că aceasta nu mai era disponibilă nici în magazin, nici pe site. Când am văzut pe About You în mărimea 42, pentru că 40-ul mi era destul de mic, din câte mi-amintesc eu, am zis că trebuie să-i comand și că sunt genul de jeans care se potrivește perfect cu sacou și cu ceva foarte fin care să dea impresia de nu am nimic pe dedesubt de sacou și să fie așa ceva foarte sexy, sacoul să fie oversize, pantalonii să fie la fel oversize și să fie așa ca și cum, mă rog, înțelegeți ce vreau să zic, înțelegeți filmul meu, cred. Și când am văzut acești jeans și am zis că trebuie să fie mei, doar că sunt destul de lărguți, sunt un pic mai largi decât îmi imaginam eu și nu este nimic ce nu poate fi salvat cu o curea în talie, dar cred că o să-i returnez și o să iau în mărimea 40. V-am zis că livrarea și returul sunt gratuite și dacă cumva vă greșiți mărimea pe About You, puteți să returnați foarte simplu și să comandați din nou o altă mărime. Banii sunt livrați în contul bancar, chiar dacă voi ați ales să plătiți ramburs coletul când a ajuns la voi de pe About You și vine fan curierul direct acasă și vă ridică returul, deci nu trebuie să faceți voi absolut nimic decât să-l pregătiți, să-l puneți ori în cutie About You, ori într-o pungă pe care o primiți de la About You. E foarte ușor de făcut un retur, asta vreau să zic. Haideți să vă prezint totuși pantalonii și intrați în live să mă sfătuiți dacă să îi returnez sau să-i păstrez așa largi, dacă arată bine așa sau să iau o mărime mai mică, chiar am nevoie de părerea voastră. Ei au niște buzunare aici pe lateral, au niște buzunare aici mai mari care îi duc într-o zonă de cargo. Cargo jeans se poartă foarte mult în perioada asta și acești blugi cargo mi se par de fapt genul de blugi care nici nu sunt foarte cargo în sensul în care sunt extrem, extrem de tinerești și extrem de copilăroși. Sunt niște blugi cargo care se întâlnesc fix la mijloc și puteți să vă îmbrăcați în tendințe, pentru că blugii cargo sunt foarte în tendințe, fără să dați neapărat impresia de teenage girl. Mi se pare că arată foarte fain blugii și chiar mi-aș dori să îi am într-o mărime potrivită. Albastru la fel este unul deschis și intrați în live să mă sfătuiți dacă ar trebui să-i păstrez, dacă ar trebui să-i returnez, dacă ar trebui să iau o mărime mai mică, ce să fac. Cracul este unul foarte mare, sunt niște blugi din ăștia wide leg, dar care mi se pare că se așează foarte bine mai puțin în zona taliei, pentru că îmi sunt destul de mari, după cum v-am zis. Și ultimul articol de astăzi, care cred că este în top 3 articole favorite din această comandă de pe About You, este acest top. Vă ziceam de topurile care sunt mici în partea trunchiului, pentru că aici mă avantajează pe mine cel mai mult ca lucrurile să fie strâmte și care au mânecile bufante. Ei bine, ia uitați-vă ce minunăție de top am găsit aici. Este de la o firmă pe care eu nici nu vreau să încerc să o pronunț. Asta este firma
Hoersmans, e ceva nemțesc, cred că este ceva nemțesc și este în colaborare cu About You. Deci, practic, sunt făcute în fabricile About You aceste articole. Și ce le definește? Ce definește această firmă, mini-firmă făcută de cei de la About You? Sunt aceste catarame care sunt prezente pe foarte multe articole. Topul ăsta este genial, îmi place mult, este chiar făcut din denim. Deci dacă ar fi să puneți mâna pe el și pe pereche de blugi, n-ați putea să faceți diferența. Cred că este un top foarte îndrăzneț, un top care merge purtat atât în viața de zi cu zi. Dacă îl combinați cu o fustă plisată albă, cred că ar arăta foarte bine, sau cu niște pantaloni bej, iar cred că ar arăta foarte bine, parcă să-l ducem poate într-o zonă un picuț mai acoperită în partea de jos, pentru că el este foarte descoperit în partea de sus. Să știți că ar trebui să aveți grijă cu mărimile. Acest produs este mărimea 40. L-am și comandat într-o mărime mai mare, pentru că mă gândeam că o să fie destul de mic croit, dar să știți că sunt foarte mic croite și eu nici nu sunt foarte dotată în partea de sus și ăsta îmi vine la fix. Deci aveți grijă din punctul ăsta de vedere. Dacă aveți un bust mai generos, încercați să mergeți cu câteva mărimi mai mare decât purtați voi în mod normal. Eu în mod normal în partea de sus port 36-38. Deci da, asta ca și referință. Intrați pe live să vedeți cum îmi vine și să vedeți cum îl combină. O să-l combin cu o pereche de pantaloni bej și cu o șapcă pe cap. Intrați oricum să vedeți despre ce este vorba, că este o ținută tare interesantă. La fel, topul este un picuț mai scump, este în jur de 300 de lei. Cu codul, bineînțeles, îl puteți lua mai ieftin, dar este la fel un top statement și vă trebuie un top din ăsta în garderobă care să atragă atenția și să știți că mai vine și pe alb și pe, mă rog, această nuanță să nu cadă mira de acolo, mă tot uit. Pe această nuanță de blug. Și astea au fost toate articolele pe care am avut să vi le prezint. O să punem stop acestui videoclip și vă aștept în live pentru a vedea toate articolele astea probate și articolele pe care le-a pregătit Emi pentru voi, bineînțeles. O să avem idei de ținute, v-am zis, este foarte important pentru mine și pentru iubitul meu această colaborare, așa că vă rog să intrați în număr cât mai mare. Dacă cumva nu puteți să intrați, să știți că live-ul rămâne înregistrat, puteți să intrați pe același link pe care îl găsiți în bara cu descrieri. Dacă nu reușiți să ajungeți astăzi la 18:30 să fiți alături de noi, măcar intrați pe înregistrare să ne susțineți și să facem acolo cât mai multe vizualizări pe platforma About You. Vă mulțumesc foarte mult, vă pup, vă îmbrățișez și pentru cei care intră în live, ne revedem astăzi la ora 18:30, iar pentru cei care nu reușiți să intrați, ne revedem curând într-un nou videoclip. Vă pupăm! Forever.